Să urmărim realizarea unei aplicații utilă probabil la geografie. Vom introduce o hartă pe foaia de lucru, o hartă a Europei, pe care am descărcat-o în prealabil. O poziționăm adecvat. Ascundem punctele pe care se sprijină pentru a nu putea fi deformată de către jucător, de către utilizator. În același timp, am dat click dreapta pe harta respectivă, o blocăm pe ecran și o facem să nu poată fi selectată. Duc la avansat și debifez opțiunea de selecție. Aceasta înseamnă că nu mai poate fi selectată cu mouse-ul, nu mai poate fi mutată. Practic, în acest moment e ca un fundal al foii de lucru. Ne alegem trei țări care urmează de către utilizator să fie indicate și în momentul în care le indică pe toate trei corect, să primească un mesaj de felicitare care să-i confirme reușita. Plasăm trei puncte în interiorul a trei țări. Punem un punct în interiorul Cehiei, unul în interiorul Elveției și unul în interiorul Ungariei, acestea fiind cele trei țări pe care trebuie să le indice utilizatorul. Pregătim un text în care scriem denumirile celor trei țări, Cehia, Elveția, Ungaria. Mărim un pic textul. Dar nu foarte mult, îi dăm și o culoare utilizatorul va trebui cu ajutorul unor săgeți să indice poziția celor trei țări. Introducem cele trei săgeți, care din punct de vedere al GeoGebrei sunt trei vectori. Deocamdată îi trasăm la întâmplare. Un mesaj care să confirme faptul că jucătorul a finalizat cu succes. Mesajul, să zicem, bravo. Cel mesaj să fie cu niște litere mai mari, să fie și colorat, fond un albastru închis și culoarea fonturilor să fie galben. Dar acel mesaj trebuie să apară doar în momentul în care toate trei statele sunt indicate corect. Cum anume? Păi vom introduce o afișare condiționată de distanța de la capetele celor trei săgeți până la punctele aflate în acele trei state. Ne uităm cum sunt denumite cele trei segmente. Este F, este G, și al treilea este H, deci FGH. Și atunci mesajul bravo trebuie să apară doar când F, G și H sunt mai mici decât o anumită valoare, pe care o alegem noi, să zicem 1. Clic dreapta pe text, setări, avansat, condiția de afișare obiectului. F mai mic ca 1. Și acest simbol, două
semne ampersand, unul după altul, înseamnă și, este condiția și. F mai mică 1 și G mai mică 1 și H mai mică 1. Deci aceasta este condiția de afișare a acelui text. Bravo. Observați că a dispărut. Facem o verificare. Deci dacă utilizatorul indică corect, mesajul de felicitare apare. Acum, pentru a finaliza, avem niște mici detalii de pus la punct. Ascundem cele trei segmente. Vom ascunde și punctele din interiorul fiecărui stat. Deci observați, nu le ștergem, nu delete, ci le ascundem. Debifăm show object. Aceste puncte, capetele săgeților, să rămână însă fără notația lor. Deci debifăm, arată eticheta. Aceste trei puncte pot să fie ascunse, pot fi ascunse. Facem fix acest text cu denumirea fiecărui stat și aplicația este finalizată. Când o distribuim, putem lăsa cele trei săgeți să indice în orice direcție. Bun, și în momentul în care utilizatorul începe, verificăm. Apare mesajul. Mesaj care dispare în momentul în care nu este îndeplinită condiția sau dacă sunt indicate greșit cele trei state.